Punguța cu doi bani, de Ion Creangă. Povestea spune că trăiau odată, într-un cătun îndepărtat, un moș și o babă. Doi bătrâni uitați de Dumnezeu, pe pământ, săraci și ca vai de ei. Toată averea lor erau două orătănii amărâte și un bordei vechi și dărăpânat, unde-și trăiau bătrânețele. Baba avea o găină, iar moșul un cocoș. Cocoșul în fiecare dimineață anunța zorile: cucurigu, cucurigu! Iar găina: cot-codac, cot-codac, două ouă am să-ți fac. Găina babei se oua în fiecare zi, ba chiar de câteva ori. Și baba mânca o grămadă de ouă, fără să-i dea moșului niciunul. Ia uite, măi moșnege, ce găinuță harnică și de ispravă am! Nu e ziulică de la Dumnezeu să nu facă ouă! Ia nu te mai lăuda, măi muierea sână și răutăcioasă! Ia gata, gata, mai degrabă să-mi fac de-a leguri, că m-a apucat o foame năprasnică. Măi, babă, mănânci ca în târgul lui Cremene. Fii milostivă și învrejnicește-mă și pe mine cu vreo două să-mi astâmpăr și o foamea. Da, cum să nu? Ia mai pune-ți pofta în cui, că n-am ouă de dat. Bate și tu pinte-n ogola la de cocoș. Poate va săvârși vreo minune și se va oua precum găina asta a mea, harnică și isteață. Rea și hapsână ești, măi, babo, de nu te lasă inima să mă fericești măcar cu un nou. Ba, mă înveți să-mi pași și cocoșul. Da, ce crezi, mai moșule, că asta ouă de capul ei? Am bătut-o de iau să rifulgi, până s-a dat pe brazdă și a început să ouă. Și uite așa, moșul nostru, ofticios din cale afară, se luă după gura babei, prinse cocoșul și dădu o mamă de bătaie, te-i săreau fulgi prin toată ograda. Cocoșul o luă la fugă, hirăind cât îl țineau puterile. Merse cocoșul ce merse până la ieșirea din sat. Și ce-i văzură ochii? O punguță frumoasă, doamnă în mijlocul drumului. Nu stătu mult pe gânduri. Apucă punguța, o desfăcu cât ai bate din palme și ce-i văzură ochii? Doi galbeni strălucitori. Cum văzu minunea asta? Cocoșul făcu stânga împrejur și se îndreptă cu punga în cioc către casa moșneagului. Cum mergea el așa, îi taie calea o trăsură. Fizitiu, mergi mai cu băgare de seamă, că ia uite un cocoș în fața ta. Băi, iată-te jos și vezi ce are cocoșul acela în plisc. Și fizitiul s-a dat jos din caleașcă și l-a înfășcat pe bietul cocoș. Și a luat și punguța. Caleașca merse mai departe și cocoșul după ea. Cucurigu, boier mar, dați punguța cu doi bani. Mai puneți pofta în cui pinte nobule. Și nu mai zbiera, că nu mai vezi tu punguță de la mine. Cucurigu, boier mar, dați punguța cu doi bani. Mână mai tare, vizitiu, ai adormit pe capra trăsurii? Ca vântul și ca gândul voi goni, nu-ți mai face inimă rea, boierule.
Cucurigu, băieți mari, dați punguța cu doi bani. Ia cocoșul ăsta și aruncă-l în fântâna aceea. Poate i-o pieri pofta de cântat. Vizitiul se îndreaptă spre cocoș, îl ia în brațe și îl aruncă în fântână. Văzând în ce mare primejdie a intrat, cocoșul se apuca înghiții pe neresuflate apa din fântână până se cătoat. Ieși pe marginea fântânii și începu să strige cât îl țineau puterile. Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani! Încăpățânat cocoșul nostru porni pe urmele trăsurii, ajungând în cele din urmă la conacul boierului. Se duse glonț la ograda orătănilor, plimbându-se țanțoși prin fața cuibarului cu găini. Cocoșul, bucuros nevoie mare, începu să înghită pe nerăsuflate boi, vaci, viței. A mâncat și țapul, a mâncat și gâsca, a mâncat găina, a mâncat berbecul, a mâncat și purcelul și făcu un pântec mare, mare, cât un munte de mare. După ce a terminat toată cinarea, s-a dus la fereastra boierului și a început să cânte. Cucurigu, boier mari, dați punguța cu doi bani! Măi că mi-am găsit beleaua! Cu dihania asta de cocoș o să-i fac eu de petrecanie! Înfuia din cal afară, boierul cel lacom și hain porunci bucătăresei să prindă cocoșul și să-l vâre în cuptor. Bucătăreasa făcu după cum îi porunci stăpânul său, dar cocoșul nostru isteț vărsă toată apa ce-o înghiți din fântână și stinse totul dintr-o suflare. Așa că iar se duse la geamul boierului și a început să strige iar: Cucurigu, boier mari, dați punguța cu doi bani! Până aici ți-au fost zilele, stai că-ți fac eu de petrecanie. Te arunc în vistăria cu galben. Poate lacom cum ești, îți va sta vreunul în gât și om scăpa de tine. Și așa a făcut boierul. Cocoșul, în schimb, înghiți cu lăcomie toți galbenii și lăsă toate lăzile goale. Și pe urmă ieși iar la fereastra boierului. Cucurigu, boier mari, dați punguța cu doi bani! Of, n-a punguța cu doi bani, pleacă din casa mea, că n-a fost lucru curat cu tine! Și făcându-i se lehamite de așa dandana, boierul îi a zvârlit cocoșului punguța cu doi bani. Cocoșul luă de grabă punguța și plecă voios nevoie mare spre casă. Când auzi glasul cocoșului, moșneagul ieși numai decât din casă. Era tare bucuros că s-a întors cocoșul lui. Stăpâne, așterne un preț și aici, în mijlocul ogrăzii. De acum înainte, n-o să mai ai grija zilei de mâine. De foame nu vei mai suferi. Și cocoșul scutură puternic din aripi și deodată se umplu toată ograda moșului cu cireș de vite și cu o grămadă de aur. Văzând baba asemenea minune, a venit la moșneag și a zis: Mă
Moșnege, fii bun și dă-mi și mie niște caiva galbe, că mare trebuință am de ei. Mai pune-ți pofta cui mai babă, când era însărman și hămesi de foame și ți-am cerut ouă. Știi ce mi-ai răspuns? Pete, bate acum și tu găina să-ți aducă galbe. Că așa am bătut și eu cocoșul. Știi tu din a cui pricina și uite ce mi-a adus. Măi, Moșnege, oare să fie găina mea în stare de o asemenea ispravă, așa cum a fost cocoșul tău? Păi nu te leudai tu? Mai femeie, că ai o găină mai vrednică decât toate orătănile și că face două pe zi. Atunci baba, nemai având ce zise, se duse la cuibar, o apucă pe găină și o aruncă pe uliță. Diata de ea o lua la fugă, cot-cotăcit, cât o țineau puterile. Și cum mergea ea pe drum, găsi o mărgică și o înghiți și se întoarse repede acasă la babă. Draga băbuței, ia să văd ce minune ai săvârșit. Vai de mine, pentru o mărgică ai făcut atâta gâlceavă. Văzând baba ce rușine a pățit cu găina, prinse și o bătu cu atâta ură de-i săriră fulgii. De atunci Moșneagu trăi alături de cocoșul său în bălșug. Pe babă o puse găinăreasă de milă, iar pe cocoșul cel isteț îl purta după dânsul, gătit cu o salbă de aur, de parcă era un prinț, nu un cocoș de gătit cu borș.